Star Wars The Last Jedi a primit cele mai multe aprecieri în 2017 dintre filmele science fiction. Cel puțin pe site-ul Rotten Tomatoes, unde pelicula este urmată de War for the Planet of the Apes și Blade Runner 2049. Oricum, succesul Star Wars The Last Jedi nu este noutate. Filmul a câștigat peste $1 miliard în mai puțin de 3 săptămâni. Vestea bună pentru fanii seriei că povestea nu se oprește aici. Se lucrează la încă două filme, Solo, A Star Wars Story și Star Wars Episodul 9. Ultimul film este scris și regizat de Rian Johnson. Distribuția este similară cu cea din episodul 7, Trezirea Forței din 2015 și reprezintă o combinație dintre actorii din trilogia anilor 70 și cei care au fost introduși în 2015. Filmul trebuia lansat în luna mai a anului trecut, însă a fost reprogramat pentru decembrie. Așa cum spuneam, cu 121 de recenzii, The Last Jedi deține în prezent 94% dintre scorurile platformei de recenzii. Ne referim la site-ul Rotten Tomatoes, care îl face unul dintre cele mai apreciate filme din toate timpurile. Presa de peste ocean a avut numai critici pozitive la adresa filmului. The Last Jedi, spre deosebire de predecesorul său, are libertatea de a fi îndrăzneț și probabil cel mai palpitant lucru despre el și există multe lucruri palpitante. Este cât de profund profită de această libertate. Ultimul Jedi provoacă publicul, provoacă miturile Star Wars, provoacă însă și întreaga serie. Aruncă în aer universul doar pentru a-l reface. Este o continuare și un nou început. Și mai mult decât orice altceva, te duce în locuri în care franciza Star Wars nu a visat niciodată. Au scris ziarele din America despre acest film. Everybody set? 3, 2, 1! Action. Episode 8. Gosh. The first film didn't even have a number. Ryan has written a story that's unexpected but right. Some of the stuff that happens, people are going to be like, oh my God. Even though I think I know it all, they throw things at me story-wise I never could have imagined. And even though everybody knows that it's the second in a trilogy, it feels like its own thing. Star Wars is so cool because there's all these creatures and all these amazing visual effects. But all the characters are also so complex. Ryan needs to work on his Wookiee sounds. It's ridiculous. New director, I can't even just learn a Wookiee sound. It feels like the storylines are becoming more established. We're really getting to know these new characters. Also with the characters that we know and love, we're seeing their lives change. Everything is being shifted in an opposite way to what the audience expected after 7. Ryan's made Star Wars fresh and new. I'm hoping it'll be a little shocking, but I'm hoping it'll feel real and honest. It's our most ancient story of good against evil, told in the most fascinating way, but it has a real spiritual depth to it. It's about family, and that's what's so powerful about it.